Salutare, zona de gaming aici, Ben și bun la nou la Far Sky. Carne de rechin. Ultima dată am vânat rechin la greu. Ok, să vedem. Dar nu mai aveam nimic. Da, am cam rămas fără resurse. Să vedem. O, stai liniște rechinaș. 14. Uite, mă, trebuie să-mi fac totuși câteva harpoane, sperând să ne ajungă. Pentru câte merge? Vreo 7? Va doar 4 și cu 1, 5. Deja echipate. În rest, să vedem pe unde ne situăm. Avem o bucată e chiar în spatele nostru. Pe aici. În partea asta. E bine că droidul vine cu noi. Sper că de data asta nu o să mai fiu atacat nici de baracudă, nici de 30 de milioane de viețuitoare marine. Ok, deci stai așa că cam greșesc drumul. Ok, deci e undeva pe aici, pe fund. Și mai sunt acolo niște cristale pe care o să încep să le iau, dar după ce fură bucata asta. Ok, la ce adâncime pot coboră? A, max de 350. Aha, am de coborât. Ok, dacă toți suntem aici, să luăm și niște cupru. Că o să avem nevoie. Sperăm că droidul meu o să mă apere. Pentru că știu că o să mă apere, fiindcă el e băiat bun. Să ajungem la vreo 30 din asta de cupru, 30 de bucăți și apoi ne putem continua cum stă cu foamea. Foamea ta e bună, nu ne este foame prea tare, doar puțin așa, de un sandwich, dar nu mai mult, că după aia ne doare buta. E cum am spus, 30 de bucăți. Și apoi, ok, lumea chiar arată frumos. Plin de pești. Mi-e cam frică să-i lovesc pe pești ăștia, să-i atac. Că nu știu, adică da, vin țipare, am uitat că am testat asta. Oh my god, este foarte adânc. Ok, cine știe ce o să avem pe aici. Deja 260 de metri. 275. Ok, avem manganis. Ok, asta nu știu ce creatură e. A, o caracatiță. Așa. Asta, o, cred că o să-mi trebuiască destul de mult. Doamne, dați de-a caracatițe pe aici, sper să nu mă atace. Adică, frate, asta e manganis, până la urmă, e mangan. Mangan, da, mangan, spune în română. Nu e cristal de la... A folosit. Mi-ar trebui vreo 50 de astea, cam, să fac ceva treabă bună. Astea pot să fac și un drill mai bun cu el, din câte... Cu manganis, da. Cu mangan, manganis, mangan. Ce pula, pușca și cureaua lată, flăcău tânăr eram pe stradă. Ok, mai avem 3 minute. Ok. Ok, tu pe unii. Ha, uite-te.
Damn, eu a trecut pe aproape, omule. Bă, totuși mai bine să ne îndreptăm, mă. Spre suprafață puțin, că avem de urcat destul. De așa. Mai facem economie cât se încarcă. Uf, asta chiar a fost o excursie frumoasă. De-abia aștept să mai fac o astfel de excursie la adâncimi de astea mai mari. Chestia pare că avem... o pompă de asta de filtrare pe aici, adică pompă de filtrare, ce drag spune aici. Ok, mă, cam nec. Așa. Avem cupru chiar... Nu știu, o vorbă la noi, cupru cu căl, adică cu călău, știi, adică mult îndraci. Nu e o vorbă prea frumoasă, dar na, e o vorbă până la urmă. Hai, uite, a fost aproape de casă. Nu o să mă nec, asta e partea bună. Ah. Ok, hai mă că mai rezici până o leacă să vedem și ce avem aici. 34. Uite așa. Ok, parcă... Ah. Bine că ai scăpat de asm. Ok, nu la arme, nu aici. Nici aici. Asta ne trebuie... Ne trebuie 3 bucăți de aur, cred. La naiba. Sau ăsta nu e aur. Nu știu ce fel de cristal, ce vei, coarț. Naiba cu șmecherile voastre. Că vedem ce facem cu manganisul ăsta, manganul. Ok, sulițe. Damage 13. Wow. Impresionant. Și dar în rest... deci doar arme mai bune, adică doar sulițe mai bune. Asta o am deja. În rest nimic ieșit așa din comun. Doar asta m-ar interesa, dar nu știu ce e. E tâmpenia aia. Drill, overpower drill, mi-au trebuit. Oxigen, copper. Ok, trebuie și trebuie aur și aici. Ok, am 2 cristale. Ok, ia să vedem, acum poate avem. Da, putem resta mai mult. Oh my god, puteți face de manganis care îmi dă... Uite așa, măi, tată. Uite așa se fac șmecheriile. Așa, ce să mai punem aici? Ăsta. Cupru punem aici. E prea mult. Că un cupru aici. Iron. De așa. Chiar să vedem cum mai stăm și noi cu mâncarea. Morcovii putem planta. De fapt ne-a dat semințe de morcov.
Am plantat, nu? Da, se vede acolo o chestie. Acum probabil e noapte, de asta au sunete. S-a ieșit doar tu? Mâncați-aș gura ta. Vedem cum stă cu timpul, mai avem cam 5 minute. Să fim așa mai exacti, mai prompti. Ok, mă mănâncă între bostani. Opa, rechini. Dacă apar mai mulți rechini, e timpul să ne cărăm. Stai așa, poate nu mă atac. Poate nu mă văd ăștia. Poate. M-aș duce după cristalele astea. Pentru că n-o să-mi folosească la un moment dat la ceva. Stai bă, nu mă mai sperie așa cu sunete de astea. Kraken. Ok, unde-ți sunt cristalele? Mâncați-aș fruntea ta. Hai, du-te măi. Du-te mamă. Împușcă, trage. Mănâncă. Bă, mă, sunt band... am bandaj la mine? O, da. Mă urmărește, cred că nu. Stai mă, liniștit. Hai că suntem aproape de casă, n-avem cum să murim acum. Doamne, doamne, intră în casă. Doamne. Terar, breath. O, dar nu știu pe unde... Oh my god, am dat de dracu. Deja că nici nu mai am harpoane. Stai. Cât cu proa la mine? Că trei bucăți la naiba. Aia m-am dat de dracu, mai bine muream și... Hai! Mor mă, tată! Fuu! Ok, hai să notăm cu balena. Ok, dar ăștia mi-au cam inundat întreaga casă.
Ok, ne trebuie iron. Ok, hai să vedem. Unde ești tu, ironul meu? Oh, da. Se pare că o să murim, pentru că... Cum e? Scade apa? Nu scade nivelul apei? Fai, mama, atunci ce naiba face? Ce naiba fac? Ok, dar mai curge apă pe undeva? Vai! Bă, ăștia mi-a intrat direct în casă, ce măsa? Bă, ăștia n-au nicio problemă în momentul ăsta. Bă, apa scade aici, știi? Bă, e bine, știi, măcar, bă. Apa scade. Geamurile astea mi se par că am spafte sau șasele murdare. Fuf! Hai mă că suntem bune, a scăpat. Oricum cam asta a fost. Dacă v-a plăcut lăsați un like, pentru că chiar mi-a plăcut episodul ăsta, a fost foarte antrenant. Atunci, eu sunt Ben, uitați, dați like, pentru că dacă o să dați like, o să-mi dau seama cât de mult v-a plăcut. Până atunci, la revedere!